cadrul ediției din această săptămână Gospodare Acasă vă prezint pe Anastasia Oleinic, un exemplu de curaj, voință și dăruire în tot ceea ce face. Are 28 de ani, este mamă, studentă, dar și o tânără agricultoare. Sete de cunoaștere a dus-o departe de țară, dar nu și pentru totdeauna. Anastasia s-a întors la patrie cu un bagaj plin de cunoștințe și experiențe acumulate în Marea Britanie, motiv pentru care și-a dorit să-și dezvolte o afacere acasă. Chiar dacă nu are legătură cu ceea ce a învățat acolo, tânăra spune că oricând este loc pentru noi încercări în viața ei. Pasiunea pentru plante a determinat-o să se avânte în agricultură, ocupându-se astfel de cultura zmeurului și a căpșunului. Am mers în Marea Britanie în 2016, am plecat. M-am dus, așa pot să zic că am mers nicăieri, pentru că nu mă aștepta nimeni cu nimica, dar am avut noroc să mă aranjez acolo după specialitate. Am lucrat un an de zile, după care am obținut finanțarea pentru colegiu și mi-am făcut colegiul deja 2 ani de zile. Deci asta a fost un vis la care, hai să zicem așa că, pot să zic că nici nu visam, dar s-a împlinit. Am ajuns, am terminat studiile și am revenit în țară în vara anului trecut. Mi-am făcut studiile legate de animale, îngrijirea animalelor exotice, vorbim de Marea Britanie. Când m-am reîntors în țară, am mers la Universitatea Agrară și să-mi continui studiile, deja medicină veterinară. Am ajuns într-un final să fac și o mică plantație de pămușoare. Deci am sieră de căpșuni cu suprafață de un ar și deja avem zmeura. Zmeura este pe două suprafețe în jur de 10-15 ari, așa nu pot să zic exact pentru că nu este sădită total. Aici avem zmeură mai matură, da? O avem aici de 3-4 ani și am o altă parte care e proaspăt sădită anul acesta. Plantația dată a fost sădită împreună cu părinții încă înainte de a merge în Marea Britanie. Încă nu aveam pe atunci planuri majore legate de producere. A fost ceva doar că avem material săditor, hai și-o pune. Ai și ceva din asta. Deci aici avem un soi sezonier, este de 2 ani, care rodește în luna iunie, este destul de devreme. Cu părere de rău, nu știm ce fel de soi este ăsta. Iarăși, asta este o situație foarte răspândită la toți producătorii noștri de zmeură, pentru că în mare majoritate lumea nu aduce material săditor de un soi specific, dar iau așa, de la vecini, de la mătușe, de la bunei. Hai să zicem că anul trecut a fost roada de plină. De fapt, rodește de 3 ani, de când l-am plantat din toamnă, anul următor deja ne-a dat roadă, dar evident că era mică cantitatea. Acum deja anul trecut a fost roadă bună, dar anul ăsta eu sper să mărim și mai mult. Acum suntem la etapa de floare și de formare a fructului. Puteți să observați că deja floare cam puțină și-a rămas. Deja se dezvoltă intens pămușoarele, se și vede, bine se vede. Așteptăm, probabil un pic să întârzie roada anul ăsta din cauza temperaturilor scăzute. Plantațiile de zmeuri sunt considerate a fi răspândite pe întreg teritoriul țării noastre. Chiar dacă îi priește climatul umed și răcoros, zmeurul are nevoie de un teren însorit. Excesul de umeditate, îngheț și vânt puternic îi afectează creșterea. Plantația se înființează pe soluri ușoare, fertile și bine drenate. Iar pentru o cultură bogată e nevoie și de o documentare amănunțită. Foarte multă lume care mă întreabă când o curăț, de ce nu o curăț, dar ea de fapt deja este curățită. Deci lumea nu este obișnuită cu faptul că ea nu se taie de sus, că trebuie să crească de 2 metri înălțime. Nu este obișnuită cu faptul că ea trebuie legată, întinsă, pe sârmă, legată frumos așa în rândișor. Nu este obișnuită cu faptul că trebuie să fie rărită, să ajungă doar la 7 plante pe metru, nu mai mult, pentru ca să aibă suficient spațiu. Deci chestiile astea toate sunt tehnologii de producere contemporane pe care, ca să le cunoaștem, iarăși avem nevoie de instructaj. Eu am participat la câteva seminare, sunt foarte recunoscătoare pentru organizatorii la seminarele alea, că este informație utilă care trebuie implementată, că de altfel nu avem producerea asta maximă. Un lucru foarte răspândit la extraordinar de multe persoane cu care am comunicat în privința zmeurului este curățirea, cum ei numesc curățirea, dar noi nu facem categoric așa ceva. Lumea taie de la 50 cm de la sol. Și dacă puteți să vedeți astea care ajung până la 2 metri lăstari,
vedeți că până în vârful vârfului sunt pomușoare. Atunci când lumea taie planta de la 50 de centimetri, ea abia acolo începe a da clăstărașii. Și evident că toată roada asta de la 50 cm până la 2 metri, 1 metru jumătate de plantă care ulterior va fi bogat în rămurele cu zmeură, este pierdută. Altă întrebare, cum am mai zis, despre densitate. Trebuie menținută o distanță oarecare. Deci la metru se recomandă doar 7 plante, nu mai multe, pentru că se înnădușă una pe alta. Uitați-vă plantele tinere. Ele trebuie să fie eliminate până când deja se formează fructul. Deci până acum deja se permite să se lase să înceapă a crește. Pentru că de altfel noi avem plante foarte groase, dar cu lăstăraș puțin, cu muguri la distanță mare unul de altul și respectiv lăstăraș puțin. Chestia asta nu o fac, iarăși lumea nu o face pentru că le-i milă, da? Și taică-mi o primire, a, că nu ți-e jele, că uite ce-s frumos, ce-s frumos, da. Dar dacă îi scoatem, așa este tehnologia, dacă îi scoatem o să avem roadă și mai frumoasă. Deci sunt câteva lucrări de curățire în decursul anului cu puieții. Se mai poate de rupt vârfurile la ușurel, nu de tăiat, pentru că atunci dă ramificare puternică. Dacă avem plante foarte înalte, comparativ cu cei de alături. Se poate de rupt ușurel vârful ca să-i stopăm creșterea la 1, să se pornească ăștia de în jur să-l ajungă în creștere. Deci sunt multe chestii de astea care le-am aflat la seminare și sunt foarte de folos și mă strădu la maxim să le implementez, să facem după tehnologii, dar încă am de învățat foarte mult. Cu investiții minime și ajutor din partea familiei, tânăra din Teleșeu a construit împreună cu părinții și o seră cu suprafața de un ar, în care a ales să planteze soiul de căpșuni remontant albion. Ne-am străduit să găsim materiale mai ieftine, ne-am străduit să apelăm așa la maxim să facem cu forțele proprii ca să nu ieșim prea scump. Dacă vorbim doar despre construcție și despre astea inițiale, investiția am ieșit undeva la 10.000 de lei. Am ales soiul remontant deoarece suprafața este mică și ca să extindem perioada de recoltă, poate să dea roadă și până în decembrie, dacă îl ferim de înghețuri. Și asta este plusul serii, pentru că îi dăm încălzire. Nu o lăsăm să, când sunt temperaturile joase, noaptea, când sunt temperaturi mai jos de zero, nu o lăsăm să înghețe, să se deterioreze fructul, floarea. Materialul seditor l-am luat de la cineva care îl aduce din Spania. Este foarte important ca materialul seditor să fie de calitate. Am sădit în luna august anului trecut, în 2019. Așteptam să am roadă încă din anul precedent. Trebuia să fie roada asta din septembrie până în decembrie, trebuia deja să am ceva rod. Dar ținând cont de faptul că sunt abia la început și am făcut careva greșeli, întâi de toate nu i-am dat udeală, nu am udat, am plantat-o. Taică mi-a mergeat împrejur și îmi zicea că dă-i că uite că o să mar. Dar mi s-a spus că nu, uzi mai întâi pământul, plantezi stolonul și abia după, mai țin minte, 10-20 de zile, trebuia să-i dea udeală. Și căpșuna murea, deci se topea pe văzând cu ochii. Și până la urmă i-am dat, da, am udat-o și a revenit, dar am întârziat cu tot procesul din cauza asta, că nu a mers totul cum trebuia la timp. Am întârziat și în luna decembrie aveam căpșunițele, cum puteți să le vedeți pe astea așa verzișoare, frumoase, dar nu au reușit să se coacă, pentru că nu mai era deja lumină destul. Și deci acum ceea ce vedeți este prima mea recoltă. Mă mândresc cu ea foarte mult, de la bun început a fost foarte mășcată și frumoasă. Acum deja este pe sfârșite, avem ultimele fructe, dar după cum puteți să vedeți, avem și primele floricele, să zicem, din rodul următor, care de fapt nu ar fi trebuit să fie. Planta merge, după ce dă roadă, intră în perioada de repaus, pe 60 de zile următoarele și așteptam în iulie să fie următoarele flori și pomușoare. Deja o să vedem ce o să fie, deci anomalie de temperaturi, nu știu, așa e anul ăsta, nu avem ce face, că sunt schimbări cu toate.
Rodește de 3 ori pe an, prima este aprilie și durează undeva o lună, o lună jumate durează roada. Prima este în aprilie, după aia perioada de repaus despre care am vorbit este de 60 de zile și următoarea în iulie. După care deja septembrie-decembrie asta ar fi cea mai extinsă ultima, dar o să vedem deja. Cultura căpșunului este una complicată, ne spune Anastasia. Sunt multe momente importante de care trebuie să ținem cont pentru a nu da greș în cultivarea ei. Căpșuna este 90% ea constă din apă. Dacă nu-i dai destul la apă, căpșuna nu se dezvoltă, nu crește, nu se umple, nu se face așa mare. Și respectiv nici frunzele nu cresc așa de bine. Dacă îi dăm prea multă apă, ne întâlnim cu, m-am întâlnit deja, cu boală. Boală, care se deteriorează planta. Dacă are prea multă umezeală, știm dacă se începe putrezirea, se începe așa un proces, că planta pur și simplu se distruge. Deja am careva pierderi din cazul dat. Paiele sunt foarte importante ca să protejăm fructul. Pentru că atunci când fructul se atinge de sol și solul este umed, el începe a se strica. Și pentru asta îi dăm paiele. Paiele la fel mențin umezeala, aici este și punct foarte și nu prea, pentru că la mine a jucat invers. Că am vrut să-mi mențină umezeala, dar în același timp am menținut-o prea mult și n-a fost benefic pentru plantă. Extraordinar de importantă este informația. Căpșuna este cam, am spus că este mai pretențioasă ca alte culturi și trebuie să știi foarte multe ca să poți să o produci. Pentru asta, eu am fost la seminare organizate în cadrul unor proiecte, la conferințe, deci am ascultat lume foarte deșteaptă din Europa, care inclusiv și despre soiuri, și despre întreținere, despre creștere, despre plantare. Am aflat foarte multe de la seminarele astea. Altă întrebare, o altă parte, cum am mai spus, colaborarea cu alți producători. Avem niște persoane cu suflet foarte mare. Am putea vorbi despre concurență, pentru că producem același fruct, dar nu, categoric nu. Toți producătorii de căpșuni pe care îi știu, cu mare drag, vin să mă ajute cu un sfat și cu ceva practic. Am un manual foarte interesant despre tot ceea ce ține de creșterea căpșunului. Iarăși mi l-a recomandat un alt producător. Și da, trebuie să fim informați ca să putem să creștem corect. Anastasia își dorește să înființeze pe viitor și alte plantații, cum ar fi cea de coacă, zăfragi, dar toate la timpul lor. Acum pune accentul pe studiu și dezvoltarea culturilor de care se ocupă deja. Spune că nu este greu, e nevoie doar de atenție, timp și implicare dacă îți dorești o afacere frumoasă.